Atleții și antrenorii români de renume mondial, prin tot ceea ce au realizat de-a lungul timpului, au adus prestigiu țării noastre, creând sentimentul de demnitate națională. Mari campioni din atletism, gimnastică, handbal, canotaj, tenis sau fotbal au făcut din România o țară respectată, elogiată și invidiată de multe țări de pe mapamond. Însă multele schimbări post-decembriste au afectat nu numai domeniul economic și social, dar și pe acela al sportului românesc. Neglijența, confuzia, lipsa de direcție și mai ales lipsa de interes național cu privire la păstrarea standardelor internaționale ale trecutului au determinat o nedorită, dar constantă decădere a performanțelor noastre sportive. Dacă pentru unele țări vecine, cum ar fi Ungaria, Polonia sau Serbia, dezvoltarea sportului de înaltă performanță a devenit un proiect de interes național, de prioritate națională, multiplele derapaje din politica românească au condus doar la o degradare a infrastructurii și, ca urmare, la o decădere predictibilă a nivelului performanțelor atinse de către sportivii noștri. Și totuși putem reveni la nivelul sportiv la care am fost. Dacă în trecut am știut să realizăm performanțe de nivel mondial, același lucru este posibil și în viitor. Doar să dorim acest lucru. Trebuie să facem din sport un interes național de gradul zero. Pentru realizarea acestui proiect trebuie însă să avem tăria, motivația și încrederea în capacitatea și cunoștințele noastre și mai ales avem nevoie de suport politic pentru a face România sportivă. Renașterea sportului românesc trebuie să înceapă în 2021 prin promovarea unei strategii naționale cu obiective clare ca să putem reda cetățenilor noștri demnitatea trăită în trecut. Renașterea sportului românesc trebuie să înceapă acum. Iată câteva exemple de obiective clare. Sportul românesc trebuie să înceapă cu copiii și trebuie să înceapă de la nivelul copiilor de grădiniță, prin mobilizarea părinților și educatorilor, prin crearea de entuziasm pentru mișcare și pentru o dezvoltare fizică armonioasă. Trebuie să producem un popor sănătos. Sportul românesc trebuie să aibă o infrastructură adecvată. Pentru a pune bazele unui sistem național de refacere a sportului, trebuie să începem prin a construi o infrastructură pentru antrenament, dar și pentru concursuri în alte sporturi. Cum dezvoltăm infrastructura bazelor sportive? Toate spațiile libere din comunitățile țării trebuie să fie transformate în terenuri de joc, terenuri de tenis, dar și terenuri pentru alte jocuri sportive. Planurile viitoarelor construcții școlare, liceale și universitare trebuie să fie prevăzute din start cu sală de sport, dar și bazin de not. Din păcate, infrastructura sportului românesc este într-o stare precară și într-o continuă degradare. Faptul că s-au construit câteva arene pentru fotbal, foarte necesare de altfel, nu înseamnă că avem unde să facem sport. De ce? Fiindcă tineretul țării nu are unde să se antreneze. Trebuie construite cât mai multe bazine de not, patinoare, terenuri de tenis, dar trebuie amenajate și anumite cursuri de apă pentru canotaj și caia canoe, de exemplu. Ce trebuie să facă statul român? Pentru realizarea acestui deziderat, Parlamentul României ar trebui să emită o lege prin care să oblige primăriile, constructorii noilor zone urbane, să amenajeze o suprafață specială pentru spații dedicate mișcării, jocului și sportului. Un alt aspect ce trebuie avut în vedere este cel cu privire la antrenori. Antrenorii sunt vitali. Sport fără antrenori buni și dedicați este o imposibilitate. Ei trebuie să fie la baza noului sistem național de refacere a sportului românesc.
Societatea românească trebuie să redea antrenorilor respectul cuvenit pentru a activa cu demnitate într-o meserie de mare importanță socială, dar trebuie să le ofere și suport material și financiar pentru a activa cu succes. În plus, trebuie refăcut sistemul de pregătire cu informații științifice și metodice actuale. Dar cel mai important este să se aloce în mod constant, pe măsura necesităților, un buget național acordat pentru refacerea sportului românesc. Bani sunt, dacă se vrea. Ne trebuie doar motivația de a-i planifica și utiliza eficient. Bugetul național trebuie să fie independent de permanentele schimbări politice. Din contră, noi trebuie să avem planuri de dezvoltare a sportului pe durată scurtă, medie și lungă. Crearea planului nu este o problemă. Aplicarea lui, independent de politicieni, este esența. Iată un exemplu de creștere a bugetului pentru sport. Cum? Prin loteria sporturilor. Loteria sporturilor este o necesitate pentru a asigura o constantă financiară pentru sport. Conceptul de loteria sportului trebuie aprobat de Guvernul României și administrat de Ministerul Tineretului și Sportului. Un alt exemplu? Donațiile și sponsorizările din mediul privat și promovarea. Încurajarea marilor companii pentru a investi în infrastructura sportului prin reducerea taxelor către stat și denumirea obiectivului realizat cu numele donatorului sunt condiții esențiale. Un rol important îl are și promovarea sportului. Promovarea sportului trebuie făcută atât de către administratorii țării, cât și de media națională, locală, ca o activitate socială de mare importanță, prestigiu și demnitate națională. Toată comunitatea românească, sportivă și politică mai ales, trebuie să-și dea concursul pentru a înființa cât mai multe centre naționale și regionale de antrenament. Acestea sunt de o necesitate stringentă pentru buna pregătire a sportivilor de mare performanță. Scopul acestora trebuie să fie unul și de identificare a talentelor regionale, dar și de organizare de antrenamente comune în anumite perioade ale anului. În scurta mea incursiune în creionarea soluțiilor pentru redresarea sportului românesc, aș mai avea câteva sugestii generale de maximă necesitate. 1. Investiții pentru redeschiderea centrelor de atletism din toată țara, să nu uităm că atletismul e regele tuturor sporturilor, utilizarea hărților naționale demografice pentru a identifica zonele cu o populație mai înaltă, iar apoi MTS ar trebui să instituie o politică de selecționare a acestor tineri pentru sport și să creeze centre regionale de antrenament. 3. Utilizarea Dunării în cât mai multe zone pentru sporturile acvatice, cum ar fi canotajul. 4. Organizarea unei analize profunde pentru eficiența școlilor cu profil sportiv. Să nu uităm, români, sportul, această activitate fizică organizată, are un rol esențial pentru starea sănătății cetățenilor țării. Această realitate este cunoscută de peste 2000 de ani. Una dintre devizele Romei antice era Mens sana in corpore sano. Haideți să reactualizăm acest dicton latin pentru beneficiul României. Este obligația conducerii țării să pună bazele unei vieți sănătoase, cu tineri educați, puternici fizic și mental. O țară inactivă fizic poate duce la degradarea fizică și mentală a populației ei. Degradarea fizică poate rezulta într-o populație neproductivă economic și atunci este predictibil destinul unei asemenea țări. În ce dorim să investim? În sport sau în spitale? Aceste gânduri aparțin marelui profesor emerit doctor universitar Tudor Olympius Bompa, numărul 1 în lume la pregătirea sportivilor de performanță.
mare specialist, dar și un mare patriot. Tot ce a avut de spus este fix de ce are nevoie România și acestea au fost doar câteva gânduri. Domnia sa și-a oferit cu tot sufletul timpul, priceperea de a intra în dialog cu statul român pentru a-și aduce tot concursul pentru redresarea sportului românesc, dar și pentru pregătirea sportivilor de performanță. Până la această oră, nimeni nu este interesat să poarte un dialog cu number one al planetei.